Hunedoara, de la oraș auto la oraș velo în doar 2 ani. Municipiul Hunedoara a reușit în ultimii 2 ani să-și multiplice de 4 ori lungimea și suprafața zonelor destinate exclusiv circulației bicicletelor, mulțumită unor proiecte cu finanțare europeană pentru investiții în transportul public ecologic. Din acest an, orașul poate fi traversat longitudinal de la un capăt la celălalt pe bicicletă, nu pe unul, ci pe două culoare distincte, principalul punct de start și stop al unei astfel de călătorii fiind vestitul castel al Corvinilor, obiectiv vizitat anual de 500.000 de turiști. Ca suprafață de servită, cele două noi culoare velo ale municipiului Hunedoara acoperă 2/3 din suprafața totală a urbei. Tot din acest an, locuitorii orașului, dar și turiștii, vor avea la dispoziție unul dintre cele mai moderne sisteme de bike sharing din țară, compus în principal de o flotă de 358 de biciclete, suficientă pentru un oraș cu un total de 68.000 de locuitori și 11 stații inteligente de închiriere automatizată a bicicletelor. Aceste stații sunt amplasate aproape de stațiile de autobuz, astfel încât să se realizeze un sistem intermodal de transport în comun. Bicicletele sunt monitorizate prin sisteme GPS și pot fi folosite prin folosirea unei aplicații pentru smartphone, scanarea unui cod QR, utilizarea de cartele inteligente, folosirea câtorva date de identificare sau pur și simplu prin mesaj SMS. Pentru a încuraja folosirea bicicletei în condiții de siguranță, municipalitatea a decis ca și noul sistem de semaforizare inteligentă a orașului să fie adaptat la circulația bicicliștilor, dar și montarea cât mai multor rastele pentru biciclete în cât mai multe puncte ale orașului, suplimentar față de cele 11 mari stații de închiriere. Administrația locală a decis că este nevoie de o schimbare radicală în ce privește obișnuințele de transport personal în oraș, pe fondul unei dublări a numărului de autoturisme înregistrate în ultimul deceniu, raportul actual fiind de un autovehicul la fiecare 3 locuitori ai orașului. Pe lângă investițiile în infrastructura velo, Primăria Municipiului Hunedoara este un partener important al acțiunilor și proiectelor inițiate de ONG-uri care promovează mișcarea pe două roți, facilitând organizarea 10 de evenimente anuale cu această temă. Inițiativele noastre în domeniu nu se vor limita la finalizarea proiectelor actuale. În viitorul apropiat, Primăria Municipiului Hunedoara își propune să extindă lungimea pistelor de biciclete cu încă un kilometru cel puțin și să susțină în continuare evenimentele care promovează bicicleta ca mijloc de deplasare, relaxare și îmbunătățirea stării de sănătate. În doar 2 ani, Hunedoara a devenit cu adevărat un oraș bike-friendly, cum spun iubitorii ciclismului.